că noi avem ca și proiect reabilitare și extindere de spitale județene cu probleme. Și ăsta este motivul pentru care, de când am preluat acest mandat, am încercat să ajung în spitale. Din păcate nu reușesc să ajung în toate spitalele, dar la sfârșit de săptămână încerc să ajung în spitale din țară și încerc să ajung în principale spitale cu probleme. Nu sunteți foarte departe de București, deci teoretic nu ar trebui să aveți o problemă legată de medici care să vină să lucreze la dumneavoastră și probabil că știți că noi am înființat un Centru Național de Resurse care devine operațional în săptămâna următoare, așa că am să vă rog toate posturile pe care doriți să le publicați, să ni le transmiteți și nouă și Ministerul le va posta, nu numai pentru dumneavoastră, ci pentru toate spitalele care au probleme de genul ăsta, și să încercăm să facem să vă facem cât mai multă publicitate pentru a aduce medici aici. După cum știți, începând cu anul următor, practic din acest an salariile au crescut, începând cu anul următor, saltul salarial va fi spectaculos pentru zona de personal medical și eu cred că asta poate motiva orice tânăr specialist sau orice tânăr absolvent să vină să lucreze într-un spital. Pentru că un spital județean, eu cred că aveți patologie și problematică, în așa fel încât să vă provoace la să vă puteți desfășura activitatea pe care ați învățat. Da, vreau să-mi ridicați orice probleme. Eu, pentru asta am venit să vorbesc eu. Când am vorbit cu colegii de la presă, vorbesc când se termină vizita, orice. Vă rog. Eu m-am văzut pe Filină, sunt medicul șef de la chirurgia generală și ceea ce sunt chirurg din 1992. Vreau să vă spun că în ultimii ani, ceea ce îmi doresc eu foarte mult de la dumneavoastră și de la mandatul dumneavoastră este ca legislația medicală să aibă mai multă coerență. Sunt o multitudine de legi care sunt contradictorii și care nu ne ajută absolut deloc. În afară de problema personalului pe care ați evidențiat-o, Adinau, și ideea dumneavoastră mi se pare extraordinară să ne sprijiniți în aducerea de medici. În fond, nu numai aparatura este o problemă. În momentul în care avem aparatură și ea nu poate fi folosită, este o investiție inutilă. Deci, prioritatea de grad zero, în opinia noastră, este legislația care trebuie armonizată cu nevoile noastre și cu situația concretă pe care o avem. Și al doilea lucru, asigurarea schemei de personal conform legislației. Asigurarea unei scheme minime de personal. Aici, Spitalul Județean, în conducerile anterioare, avea năravă să ascundă posturile vacante. De când domnul președinte Liuț a venit la conducerea Consiliului Județean, aceste posturi au fost făcute transparent, au fost publicate, este un pas înainte. Din păcate, nu este suficient. Într-adevăr, creșterea salariilor probabil că va fi motivantă. De exemplu, ultimele săptămâni reușisem să aducem 5 anesteziști care să intre pe liniile astea de gardă și o să ne mai vină o doamnă care a fost rezidenta noastră anestezistă și care și-a terminat concediul post